ținti feații, lantați smăreaște, la daule le-a vrută, la daule. Smărați, avem istorii mari, avem cântiți tivigliari, așiți, vași șteare. Da. Și când cluțâții care nu cânță, vă logărșește. Și în viața care nu bași, va te agrășească. Să știi. Înțelegeți? Prima pe care o public privind folclorul a român, o parte a tradiției folclorului românesc. Cu sprijinul domnului primar a primăriei municipiului Tulcea, domnul Constantin Hogea, a fost posibilă ca eu, după 35 de ani de activitate, să aduc în fața dumneavoastră această carte, care sper ca ea să rămână pentru tineretul nostru, pentru nepoți, strănepoți și așa mai departe, pentru a nu pierde zestrea pe care noi o avem încă în lăzile noastre și pe care o scoatem la iveală cât putem de-a lungul timpului. Aș vrea să dau cuvântul domnului Aurel Ifrim pentru a prezenta câteva date din această carte. Dar domnul Aurel Ifrim este îndrumătorul meu, primul îndrumător care acum 35 de ani zice: Mitică, hai să facem ceva din folclorul la român. Eu pe atunci prezentam piese de teatru de Ion Băieșu, cum erau vremurile cu 70 și ceva și trebuia să le adaptăm acelor vremuri. Da, Mitică m-a chemat la Sarighiori de Deal să-i pun o piesă în scenă și eu nu fusesem acolo. Auzisem că localitatea este foarte mică și mă întrebam de unde găsești interpreți. Dacă nu am interpreți buni pentru o piesă scrisă prost, că nu erau în repertoriu trecute anumite piese cu tematică politică, firește, aveam și de străluciți. Era un, în primul rând un examen nu câștigat de mine, ci pierdut și prin artiști. Și atunci, la repetiție, a adunat niște oameni să pornim o piesă. La repetiție s-au prezentat și doi bătrâni care au început să danseze ceva ce nu văzusem în viața mea. Dansa română. Cu mărcelii de alea, cu șireacul ăla special de mătănii. Și atunci mi-am zis ideea, zic, mă, Mitică, hai să facem altceva. Așa, nu cu astea, ci altele. Și zic, hai să facem altceva. Să punem la cale un spectacol de folclor a român și să mergem la Iași, că eu citisem în presă, la Iași urma să prezinte peste câteva luni de zile, să aibă loc un festival de obiceiuri de iarnă la români. Și zic, o să mențin că la voi pețitul se face iarna, că voi lucrați în timpul celălalt. Și am făcut împreună un scenariu. Am mers la Iași și s-a luat marele premiu. Totul s-a mizat pe dansul român și pe cântece. Când au început să cânte tinerii în frunte cu Mitică și să danseze dansa român, la sala Palatului din Iași, ieșenii s-au ridicat în picioare. Și cu urale au fost întâmpinați. Până atunci nu văzuse, nici cei din jur nu văzuse așa ceva. Au venit din jur în culise și asta a fost o culme. Au venit în culise, Mitică pregătise niște pește. Zice, chemăm în jur. Dăm niște pești din atunci și a venit jur în culise cu coniac și cu țuică să dea la interpreți, ceea ce a fost un lucru formidabil. De aici încolo, după acest spectacol, Mitică Emacan a pornit mai departe o perioadă singur, apoi s-a înconjurat de oameni cu un suflet mare, cum e Dan Arhire, gazetar din primul rând, regretatul Adrian Vasile, oameni care l-au sprijinit și faptic. Și apoi, imediat, omul care a întins mâna și a pus mâna pe Ștefan, pe Mitică Emacan, s-a numit Ștefan Coman și sunt de atunci împreună, fac împreună evenimente și, în primul rând, Festivalul Păstoritului, un eveniment extraordinar de frumos. Îi urez o Mitică din toată inima să scrie și a doua carte și, Doamne ajută, și a treia. Să fie într-un ceas, bă, Mitică. Mulțumesc mult! De-a lungul timpului, eu am reușit să învăț sute de tineri să danseze și să cânte armânește. Dar tot
sute de oameni m-au sprijinit în cei 35 de ani care nu aveau nimic cu ansamblu decât erau dornici să păstreze tradiția populară. Din 1990 l-am avut lângă mine permanent coregraf și pe domnul Jora Roman, care a pus în această carte, a scris pașii cântecelor, o parte din dansuri sunt deci scrise și aranjate de domnul Jora Roman. Dânsul este coregraful nostru, împreună cu domnul Coman, care m-au sprijinit permanent. Bineînțeles, sunt mulți oameni, domnul Ernest Mihăilescu, domnul Olimpiu Vadimirov, domnul Bogdan Pascal, ce să mai zic, deci foarte, foarte mulți oameni. Nu mai zic primari ai comunului, primarul nostru al comunei, viceprimarul de la Consiliul Județean și de peste tot, deci oameni care au fost alături de mine permanent în cei 35 de ani. Nimeni nu mi-a spus odată nu. Deci chiar dacă pe moment spunea că vedem sau nu știu ce, totul se realiza. Eu le mulțumesc tuturor și dau microfonul domnului Ștefan Coman, care este și frate mai mic, celălalt stă în rândurile din față. Da, eu nu vreau să vorbesc despre domnul Caimacan, pentru că sunt foarte mulți cei care l-au sprijinit și eu aș vrea să le... Pentru că eu mai târziu am intrat în contact direct cu domnul Caimacan, după 90, îl știam, l-am văzut de foarte multe ori și înainte de 89 și după 89, dar de la după 90, mai bine zis 2002, am început această colaborare. Dar pentru că îmi spunea mai devreme la început domnul Caimacan că are emoții și nu vroia deloc să deschidă și să coordoneze întreaga activitate din seara aceasta și că dumnealui se simte cel mai bine pe scenă, îl invităm alături de membrii grupului ansamblului a Român Dor din Sarighiol de Deal pentru a ne arăta ce știe și ce a învățat.